La o lună de la declanșarea crizei politice, în urma demiterii guvernului Câțu prin moțiune de cenzură, România are în continuare un executiv interimat. Guvernul Câțu a căzut în urma unei moțiuni de cenzură depuse de PSD și susținută de AUR, care a fost votată și de USR, partid ce făcea parte din coaliția guvernamentală alături de PNL și UDMR. Prezent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1TV Deva, europarlamentarul hunedorean Iuliu Winkler, care este și președintele organizației județene a UDMR, a vorbit despre comportamentul partidelor în coaliție, precizând că formațiunea din care face parte a reprezentat fără imparțialitate interesele votanților săi. PNL își ia deciziile proprii, USR Plus își ia deciziile proprii și noi, evident, ne luăm deciziile proprii. Nu avem ce să căutăm noi cu opinii în PNL sau cu opinii în USR vis-a-vis de cine va fi lider, nu e treaba noastră. Imparțial, caut cuvântul, dacă acesta este cuvântul bun, în sensul raportării UDMR la celelalte două partide și la lupta electorală internă din cele două partide, evident că am fost imparțial. Și în ceea ce privește coaliția. În rest, nu am fost imparțial pentru că noi suntem de partea alegătorilor noștri. Am primit un mandat. Și în decembrie anul trecut, noi atunci când am negociat coaliția de guvernare, care a funcționat cât 8 luni de zile, am spus că vrem să guvernăm pe termen lung, am spus că vrem să implementăm PNRR, am spus că vrem să ajutăm primarii de toate culorile politice, primarii din România, pentru că ei conduc comunități locale, să primească bani, să dezvolte și așa mai departe. Adică, în acest sens, noi nu cred că am fost și nu trebuie să fim imparțiali, noi suntem de partea mandatului pe care l-am primit de la alegători. Și nu este o demagogie treaba aceasta, pentru că vă rog frumos să vă uitați că unul dintre principalele puncte care au dus la destrămarea coaliției a fost programul Angel Saligny, unul cu care, așa cum se știe, cei din USR nu au fost de acord, dar a dat și de înțeles că actualul guvern, unul interimar, funcționează mai bine în această formulă. Chiar și în situația în care noi funcționăm ca un guvern interimar în acest moment, uitați-vă la Ministerul Dezvoltării, uitați-vă la Ministerul Mediului, vedeți comunicarea de acolo, vedeți că proiectele merg înainte, uitați-vă la acest program Angel Saligny, care a fost atât de dezbătut și a fost de fapt unul din pretextele tensiunilor, mărul discordiei, dar vedeți că acest program a pornit. Winkler i-a îndemnat pe primarii hunedoreni să depună cât mai multe proiecte pe programul Angel Saligny, unul destinat dezvoltării comunităților locale. În acest context, liderul județean al UDMR a făcut legătura între Angel Saligny și primarii USR, care sunt destul de puțini. În Hunedoara, de exemplu, nu există niciunul. Iar Iuliu Winkler afirmă că și acest aspect a contribuit decisiv la destrămarea coaliției. Este perioada de depunere a propunerilor de proiecte, dar eu sper că cât mai mulți primari din județul Hunedoara vor depune proiecte pentru programul Angel Saligny. Este un program simplu, ușor de înțeles și foarte important pentru oameni. Mergeți și întrebați în comune oamenii ce doresc. Păi vreau să vor și ei să scape de noroi, vor și ei să aibă utilități publice și așa mai departe. Și atunci eu cred că ministrul Ceacă Atila, spre exemplu, numai să spun sau să dau exemplul celui mai activ și popular, să spunem, cunoscut ministrul UDMR în această guvernare, așa cum la Deva, când a venit acum câteva luni și a discutat în mod egal cu primar de la PSD, cu primar de la PNL, cu primarii care nu sunt de la USR, asta este una din problemele acestei coaliții. Eu cred că acest comportament, dacă va fi continuat, este drumul cel bun. Emisiunea La Subiect, în care a fost invitat Iuliu Winkler, europarlamentar și președintele organizației județene UDMR Hunedoara, poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook 1TV Deva, cât și pe canalul de YouTube al postului nostru de televiziune.